General, atunci când trebuie să transformi o idee într-o acțiune, să te blochezi în implementare. Ai foarte, foarte multe idei, faci extrem de mult brainstorming și vin foarte multe idei pe tavă. Numai câteva dintre acelea pot fi filtrate și implementate și numai unele ajung să fie cu adevărat implementate. Marketingul faptelor, cel care este marketingul specific momentului actual, este mult mai dificil decât cel al emoțiilor, pentru că să spui adevărul gol-goluț și să ai această acțiune de transparență totală vis-a-vis de piață, este un act de curaj și un act de determinare și trebuie efectiv să ți-l asumi cap-coadă. În primul rând, atunci când e vorba de fapte, ai mult mai puține posibilități de a diferenția câte ingrediente poți să găsești în bere. 3. Da? Dacă vrei să vorbești despre calitatea produsului. 3-4 ingrediente. Cum te poți diferenția? Vorbim despre ingredientele din bere. La un moment dat, s-ar putea să ne băgăm pe aceeași felie care este foarte mică. Și atunci va trebui să găsesc cu totul alte zone în care pot să am fapte ca o bere, în așa fel încât să mă pot diferenția. Bătălia este mult mai acerbă, felia este mult mai mică, iar nevoia de a spune adevărul este mult mai mare. De asemenea, adevărul, asta nu înseamnă că dacă a zis cineva primul despre hamei, nu pot să spun și eu ceva despre hamei, dacă tot vorbesc de bere. Adevărul este și el multifacetat. Este important să îi dai nota ta specifică. Eu am spus asta despre hamei, celălalt a spus altceva. Dar proporția de a te diferenția acolo este mult mai mică din nou. Se aplică un filtru mult mai sever în cazul acesta decât imaginarul dintr-o poveste. Într-o poveste poți să-ți imaginezi să diferențiezi mult mai ușor decât prin fapte. Și atunci lucrurile devin mult mai dificile. Ce complică și mai mult ecuația este filtrul cultural al țării în care acționezi. Dacă aplicăm filtrul cultural românesc, lucrurile se complică. Pentru că pe lângă această dificultate generată de faptul că nu mai e suficient doar să spui cine ești, ci trebuie să și demonstrezi ce ești și ce faci prin fapte concrete, noi mai trăim și într-o cultură, cu toții știm asta și o simțim în fiecare zi, într-o cultură vulnerabilă, în care e guvernată de o grămadă de temeri cu care venim de acasă, din fragedă de pruncie. Cu toții cred că cunoașteți povestile cu care creștem, cu drogul de stare și cu temerile de genul nu faci asta, că e mai sigur, n-ai să pătești nimic decât dacă faci ceva. Verbul a nu face e mult mai popular decât a face. Toate acestea îngreunează implementarea. Și din nou, ne recunoaștem de multe ori atunci când vorbim despre teama românului de a acționa, de exemplu. Ne recunoaștem de multe ori în discuțiile interminabile și ideile scoase pe bandă, care de care mai diverse și mai importante și mai valoroase, pentru că suntem un popor de oameni extrem de creativi. Poate creativitatea noastră vine tocmai din faptul că compensăm pentru lipsa de acțiune. Nu acționăm atât de mult și atunci avem timp să ne gândim la ce am putea să facem apropo de acțiune. Ne pierdem undeva pe drum la implementare. Acolo aveți o imagine cu un om care muncește sau apă într-un munte și mulți alții în jurul lui, nu sunt chiar atât de mulți, ar trebui să fie mai mulți, dar imaginați-vă că sunt mulți care comentează apropo de cum ar trebui să acționeze. Și, într-adevăr, de cele mai multe ori, drumul acela pâlnia, aceea de la idei la acțiuni, la noi sunt mult mai multe idei decât, în general, în alte culturi și mult mai puține acțiuni. E o disproporție între calitatea ideilor și cantitatea ideilor și calitatea și cantitatea acțiunilor. Așadar, implementarea lasă de dorit. Și așteptăm să vedem dacă cel care... Încă o chestiune interesantă este că așteptăm să vedem dacă cel care s-a apucat de treabă, care e un nebun, în principiu, dar ai putea să spui că are curaj, dar curajul nu e inconștient. Dacă el reușește să facă ceva și dacă reușește să facă ceva și e rost de un beneficiu comun, poate venim și îl ajutăm într-o proporție în care să nu-l deranjăm foarte, să nu-l deranjeze foarte mult. Aici aveți un exemplu unde cineva care a folosit acest insight cultural, țineți minte reclama aceea, Rom, nu am pus filmul ca să nu aglomerez prezentarea, reclama aceea în care romul îți dădea zbâc să termini ce ai început. De când ai înțeles că noi avem foarte multe idei, începem foarte multe lucruri și nu terminăm mai nimic. Și, mă rog, a fost a funcționat, a intrat pe sub pielea oamenilor în momentul în care a comunicat așa ceva. Adică oamenii, din ce ne spuneau nouă în cercetări, au reținut foarte mult, au rezonat puternic la insight. A doua teamă care ne blochează, nu am pretenția că astea ar fi singurele teme. Dau doar 3 exemple de teme care ne blochează în a acționa mai mult în marketing. Teama de diferență și de schimbare. Știți, asta e din nou o metaforă care circulă des cu ai multe chioșcuri, metafora aceea a multor chioșcuri sau magazine, numai la în fața unui ați ajutat 3 oameni să formeze o coadă și toți ceilalți au tendința de a se duce la coada respectivă, că poate se dă ceva, nu știm ce, dacă ne folosește, dacă se potrivește cu nevoia noastră, dar simplu fapt că acolo sunt mai mulți, ar putea să fie acolo rost de un câștig comun. Nimeni nu-și pune problema, dacă nu cumva în toate celelalte chioșcuri există gold, există aur, pe care l-am putea folosi, pentru că riscul de a nu folosi ceea ce este în celelalte chioșcuri e mult mai mare decât riscul, decât siguranța de a avea ceva interesant la un chioșc la care sunt mai mulți oameni. Într-un final, cu toții pierde, de fapt. Pentru că cel care... pentru că în momentul în care te așezi la același chioșc, ajunge mai puțin pentru fiecare. Pe când în momentul în care te duci și deschizi alte drumuri, s-ar putea să maximizezi poftim? Spiritul de turmă care ajunge să fie destructiv, da. În teorie, ți se pare că nu pierzi nimic, în realitate pierdem cu toți. Cel care a avut curajul să se diferențieze nu e lăsat să-și urmeze drumul, deci el nu poate maximiza ceea ce a făcut, s-a așezat primul la coada respectivă, pentru că cumva toată lumea vine și atunci el nu mai poate maximiza teritoriul respectiv. Cel care l-a urmat în grup compact nu se diferențiază și se dependeze de mișcările celorlalți. Și mai degrabă, decât să ne gândim la care ar fi drumul nostru și ce urmăm, stăm și ne dăm coate unii altora să vedem cum mai luăm o bucată, maximizăm bucata pe care am apucat să o luăm. Și aici sunt câteva exemple, din nou, nu am pretenția că sunt singurele, sunt primele care ne-au venit în minte și apropoi de ce am văzut noi, scuzați-mă, de ce am văzut în cercetări în ultima vreme și care a produs extrem de mult haos în capul oamenilor. Și au făcut rău tuturor brandurilor din industria respectivă. Nu mai poți vorbi de povești unice, diferențiatoare sau de mișcări de marketing senzaționale în industriile respective și sunt convinsă că mai sunt și altele. Deci, din nou, nu am pretenția acum că e o listă exhaustivă dimpotrivă. Vă dădeam exemplu acesta cu hamei, că toată lumea se luptă pe hamei, lupta pentru puținele ingrediente. Bătălia pe tradiție, a avut cineva succes în tradiție, mergem cu toți în tradiție și încercăm să luăm o felie de acolo. Campanii sensibile despre oameni și comunități, iar ați văzut că a lansat Vodafone cu campania despre comunități și apoi am văzut încă vreo 3-4 reclame la fel, cu aproape același discurs. Tendința asta de vreau și eu o reclamă sau vreau și eu o comunitate, vreau să fac și eu un brand exact ca celălalt. Ceea ce implicit creează, nu folosește nimănui. Și a treia teamă pe care am subliniat-o în această prezentare, teama de a recunoaște valoarea, aici nu se insist cu exemple, dar este, nu știu, mă întreb cât dintre voi vă aduceți aminte întrebarea asta din copilărie, dacă prietena ta, colega ta, de ce tu, de ce nu ai luat? Asta înseamnă că valoarea celuilalt, apropo de recunoașterea valorii, valoarea celuilalt nu motivează așa cum ar trebui în mod real. Faptul că cineva obține o performanță să mă motiveze și pe mine să-mi caut și eu chioșcul, să-mi aleg și eu felia, să trec eu pe felia mea și să creștem cu toții organic și sănătos. Ci dimpotrivă, valoarea celuilalt este echivalentul slăbiciunii mele. Și atunci, implicit, instinctiv, ce fac? Mă apăr, ca să nu mă prăbușesc, și detest, contest, resping valoarea celuilalt. Ce ar fi să luăm tot 8? Că e în felul ăsta, nici eu nu mai sunt slab și nici tu nu mai ești puternic și în acest mod ne-am egalizat, ne-am omogenizat și trăim cu toții într-o armonie generală, aparent armonie, de fapt. Nu o să dau exemple aici pentru că nu are sens. E mai degrabă o chestiune de emoționalitate care afectează foarte mult partea de business în general. Temerile acestea culturale, cum spuneam, sunt încă niște pietre de mără pentru acțiune și implementare. Sunt încă niște lucruri care blochează transformarea ideilor în fapte de marketing super valoroase. Este extrem de mult potențial în România. Oamenii sunt foarte lateral, foarte creativ, foarte inteligent. În zonele în care creativitatea și lateralitatea sunt valorizate, rezultatele sunt extraordinare. Și aici vorbesc de zonele care sunt și foarte la vedere, cum e comunicarea, cum e advertising-ul în general. Acolo performanțele sunt extraordinare. Dar în zonele în care ideile trebuie transformate în acțiuni, concret, ce vei face cu brandul tău, facem o reclamă, că la reclame suntem extrem de buni. Nu, ce vei face concret cu brandul tău din punct de vedere al tuturor componentelor de marketing, care înseamnă cascadare către consumator, că până la urmă tu lui trebuie să-i vinzi, tu nu-i vinzi o reclamă, tu îi vinzi un produs, un brand, un serviciu. Acolo sunt foarte multe găuri încă și foarte multe lucruri de făcut. Asta eu vă spun din perspectiva unui om de cercetare care nu testează doar reclame. Dimpotrivă, dacă ar fi să aleg între a testa toate componentele de marketing ale unui produs, reclama ar fi ultima pe care aș alege-o. Tocmai pentru că reclama e ceva despre a da înapoi consumatorului ce crezi tu că l-ar motiva. Pentru că în cercetarea de piață, dacă este făcută cu convingere, cu pasiune, dacă ești pasionat de a căuta adevărul despre ce vor oamenii și ce ar trebui să le dai, există extrem de multe resurse, există extrem de multă informație. Iar în momentul în care tu stai pe toate aceste idei și vezi că ele undeva se opresc și nu se transformă în acțiuni, devine foarte frustrant sau devine pur și simplu te confrunți cu blocaje, ca și cum ai juca tenis la perete. N-ai avea un partener care să te challenge-uiască. Bun, cum detonăm aceste pietre? Având în vedere că am spus că scopul demersului nostru nu e acela de a face o radiografie pură, de așa cum mi se pare nouă că e în momentul ăsta piața, ci de a face și recomandări, ca orice cercetare care se respectă, dai și o serie de recomandări sau ce simțim noi că ar putea să ajute pe toată lumea. Cum am putea să o luăm în sus, adică într-o zonă de încredere, de mai multă încredere, în care ar putea să ne simțim bine. Pe plan local, aici nu e un calcul factorul global, că știu că există și dacă începem o discuție acum despre factorul global, s-ar putea să ne blocăm din nou. Deci să zicem că suntem numai noi pe lumea asta. E o artificializare, dar iată, putem să gândim și așa ca să ne inspirăm, să căpătăm curaj. Există două soluții posibile din ceea ce simțim noi din cercetare. 1. E momentul să folosim la maxim consumer insight. Într-adevăr, segmentările sunt foarte bune. Shopper research-ul este foarte bun în momentul ăsta, pentru că decizia de cumpărare s-a mutat în magazin, omul stă mult mai mult în magazin și verifică ce, cum și în ce fel ar trebui să cumpere. Face un fel de pitch în fața raftului, se uită la mai multe produse, le ia din raft, le pune în coș, le pune înapoi, le citește etichetele, cumva alege ceea ce îi se potrivește lui cel mai bine. Dar ce mi se pare nouă că este extrem de folositor acum, este să cauți schimbările din viața oamenilor, schimbările din comportamentul lor, din modul în care ei își organizează viața. Să mergi la ei acasă, să mergi să-ți petreci jumătate de zi cu ei. Nu noi cercetătorii, că noi asta facem tot timpul, dar împreună cu noi oamenii de marketing. Să iasă din birou și să vadă exact ce se întâmplă în viețile lor. Pentru că acolo sunt surse inestimabile de informații. E extrem de interesant cum oamenii se adaptează foarte repede la schimbări, în așa fel încât să-și păstreze un nivel oarecare constant de fericire și de satisfacție cu propria lor existență. Ok, sunt multe surse de frustrare, bani, job și așa mai departe, dar măcar eu cu mine să simt cum că viața mea are un sens și este capătă o direcție. O să te rog să grăbești pe ritmul din puțin. Și în acest context ne v-am pus aici pe listă 7 trenduri din ce am identificat în ultima vreme în cercetare. Oamenii, de exemplu, apropo de schimbările din viața lor, sunt mult mai centrați pe ei înșiși decât erau înainte și în definirea propriei individualități. Asta contribuie la creșterea stimei de sine, în condiții de neîncredere crescută. Pur și simplu, se ocupă mult mai mult de ei, fac lucruri care fac să se simtă importanți și să le crească stima de sine. Au nevoie de exprimare prin proiecte proprii, apar microbusiness-uri laterale. După ce am terminat jobul din care îmi iau salariul de bază, îmi fac un microbusiness, fac craft, fac lucruri cu mâna mea și eventual le și comercializez. Crește pragmatismul, oamenii căutând soluțiile cele mai deștepte la problemele lor, alocă mai mult timp analizei și pondere mai mare alegerilor obiective, petrec mult mai mult timp selectând, din rațiuni pragmatice. Nevoia de a fi conectat la tot ce se întâmplă, să fie la locul faptei, devine un deziderat, pentru că asta le umple viața. Nu au pierdut nimic. Cumva sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă, cu evenimente, cu acțiuni, cu promoții. Practic nu au... sunt în piață încă. Puterea comunității unită de un crez, de un interes comun. Atenție, nu e dintr-o dată oamenii încep să țină la comunitate, ci pur și simplu faptul că sunt unit de un crez, sunt în spatele unui crez, spune ceva despre mine. Dar e tot o chestiune de definire personală. Să faci pe ceva pentru comunitate, ca modalitate de creștere a stimei de sine, activități și acțiuni de voluntariat care cresc. Nu cred pentru că dintr-o dată românilor le pasă de ceilalți, nu le mai pasă de ei și încep să le pese de ceilalți, cât este din nou modalitatea de a se defini pe ei, de a da un sens existenței lor. Și al șaptelea, întoarcerea la rădăcini, la autentic și la redefinirea valorilor naționale. Lista nu are pretenția de a fi completă. Și atenție, lista asta se definește, se updatează în fiecare moment, chiar în timp ce vorbim noi acum. Unele se ard, altele vin. Ce vrem noi să încurajăm aici este să vă stimulăm să le căutați în continuu. În continuu să fiți conectați, așa cum sunt și ei, la tot ceea ce se întâmplă în viețile lor, pentru că aici e vorba de schimbare super rapidă, de care dacă beneficiați și în ceea ce faceți în marketing, s-ar putea să vă pară bine pe termen lung. Aici am pus niște exemple de branduri care cumva au atins unele trenduri și s-au și văzut în piață. Vodafone cu comunitățile și nu numai Vodafone, după aceea au venit mai mulți. Petrom, comunitatea ca modalitate de creștere a sine, să faci ceva pentru comunitate. Rom, cu atingerea naționalismului, care a deschis poarta naționalismului. Și, mă rog, bineînțeles că puteți să mai găsim și alte exemple, sunt doar așa ca să vedeți că unii au atins anumite zone. Mai sunt încă vreo 4 neatinse, sau cel puțin nu au venit nouă idei în cap, exemple în cap. Da, dacă vorbim, suntem mai mult decât fericiți să le aflăm. Lista se întâmplă și atât în fiecare zi. Și al doilea lucru, și cu asta o să încheiem, poate că e momentul să existe și în marketing premieri. Poate că una dintre probleme ar fi aceea că nu avem neapărat niște standarde de performanță foarte clar definite în marketing. Și nu există nicio competiție reală, cel puțin din câte știm noi, pe echipa de marketing cea mai eficientă din România. Noi am zis că asta cu eficiența, să zicem că poate ar fi o chestiune de discutat mai târziu. Ce mi se pare nouă că ar funcționa în momentul acum este premierea celor care fac ceva și deschid noi porți și noi drumuri în marketing. Adică acele echipe de marketing care se duc și la alte chioșcuri și văd dacă nu cumva acolo e rost de ceva foarte interesant, care, atenție, duce la evoluție comună și colectivă, crește competitivitatea și crește performanța nu numai în marketing, dar și în toate industriile colaterale. Pentru că în momentul în care omul de marketing creează valoare, la urmă el este cel care semnează contractul, da? El zice reclama asta, cercetarea asta, PR-ul ăsta și mai departe. În momentul în care el creează valoare, se creează valoare peste tot. Și crește performanța și competența în toată industria, în toate industriile colaterale. Noi am propus o diplomă de deschizător de drumuri, de premierea acelora care aleg deocamdată pentru început, ca să dăm drumul, pe aceia care aleg un drum diferit, valoros și curajos în categoria lor. Diferit înseamnă că redefinesc categoria, îmi asum acest risc de a redefini categoria, valoros în sensul că fac ceva relevant prin care cumva impactez toată categoria respectivă și industria și marketingul în general, pentru că nu numai în categorie, și curajos în sensul că nu a mai fost nimeni pe acolo, deci sunt primul care pun steagul pe teritoriul respectiv. În momentul acesta, problema este următoarea. Consumatorul te poate recompensa pentru primul pas. Poate că poate să zică, vai, ce chestie interesantă ai făcut și să se ducă spre zona respectivă, numai că dacă industria te omogenizează, deja nu mai contează că tu ai fost primul acolo. În momentul în care industria vine și spune, așa te demotivează, pentru că tu zici, fie nu mai faci nimic, de ce să mă mai duc să fiu diferit dacă oricum nu se mai vede la un moment dat, fie cauți un mediu, dacă ești un individ care face ceva valoros, cauți un mediu unde ești apreciat și valoarea ta e recunoscută din prima și nu mai trebuie să să te lupți, să te vezi chiar dacă ai fost cel inițiatorul unei idei. Iar prin premiere se întorc regulile. Industria te recompensează pentru primul pas, consumatorii pentru următorii, pentru că odată ce industria te-a recompensat și te-a apreciat, tu ești motivat să continui. Și ceilalți sunt motivați să-și caute drumul lor. Deci este inversul, de fapt, varianta corectă. Noi suntem pe invers în momentul ăsta. Schimbând regulile jocului, se stabilește de la început cine e deschizător de drumul și acesta e premia pentru curajul de a dezvolta marketingul prin fapte concrete. Apreciere întâi, după primul fapt cu adevărat semnificativ, și apoi recompense. Ce poate fi un deschizător de drumuri este cel care este primul luat care de a defini poziția în categorie. Poate să fie orice, nu este doar vorba despre bani. Pentru că primul lucru care îți vine în minte este păi stai puțin, de ce a făcut ceva altfel, dar n-a făcut bani. Banii urmează dacă te ții de treabă. Pentru că să deschizi un drum nu înseamnă neapărat să dai lovitura, să faci și să dai un tur. Poți să dai și tu. Nu înseamnă neapărat să dai lovitura din prima. Ce înseamnă să folosești un consumer insight pentru categorie, un consumer insight revelator, să ai un mod diferit de a comunica, să faci acțiuni de brand remarcabile, să faci inovații remarcabile în produs și ambalaj și să fii recompensat, apreciat asta și să continui. Iar rezultatele vin pe termen mediu și lung. Important este să iei o direcție, să te ții de ea, să fii convins că e cea corectă și la un moment dat, bineînțeles că rezultatele vor apărea. O să-l dau repede. Da. Deva exemple din trecut, repede. Avem Candia, prima ciocolată care se zice ciocolata cu adevărat. A fost un deschizător de drumuri la vremea ei. Avem Maggi, primul brand care a mostrat că poți clădi imagine prin promoție. Timișoreana, cea care a vorbit de tradiție în bere în condițiile în care oamenii nu știau la momentul respectiv că există tradiție în bere. Astea din trecut, ca să ne amintim că am mai avut deschizător de drumuri, dar mi-am salutat poate cum trebuia atunci. Și locale, în prezent, am evitat internaționale, pentru că, na, să zicem că folosim ideile locale. Alba Carpatica, prima care a redefinit ambalajul în apă, a spus despre ingrediente, ceea ce era greu de crezut că pot să vorbesc despre ingrediente sau despre concluzia unui produs, și a implicat comunitatea în susținerea unor proiecte cu miză colectivă. Rom, nu o să insist, Vodafone am mai spus, și un exemplu care mi-a place foarte mult, ING Bank, din trecut și prezent. ING Bank care a adus banca aproape de oameni, a făcut un disruption, asta chiar înainte de criză, și a continuat umanizând imaginea băncii prin campania actuală și nu numai umanizându-o ca și mod de a comunica, dar vorbind despre exact ce este relevant în momentul acesta. De ce se duc oamenii de la... Ce rol are o bancă în viața oamenilor, în viața lui reală, nu apropo de dobând, nu doar ce dobândă ai, ce pachete și așa mai departe, ci la ce folosește să lucrezi cu o bancă. Care sunt beneficiile reale din viața ta. Și în final, lasă-mă să zic asta, chiar dacă am întârziat. În final mi-am dat seama că varianta de deschizătorul de drumuri e Dian Locker. Așa că nu e nicio legătură cu noi încă, dar sună bine așa, Dian Locker. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, mare plăcere. Mulțumesc, Adina. Și scuze că te găsesc, vreau să ne